La scurt timp după apariția videoclipului în care Dani Mocanu apare alături de un leu în carne și oase, polițiștii au intrat pe fir. Pentru că nu au reușit să dea de urma animalului care părea rănit, oamenii legii au descins la vila manelistului. De la poliție! Polițiștii argeșeni s-au sesizat din oficiu și desfășoară verificări cu privire la modul în care animalul a fost tratat pe timpul realizării materialului video, precum și cu privire la condițiile de deținere. Polițiștii n-au dat de urma leului, așa că l-au chemat pe Dani Mocanu la audieri. Cântărețul nu și-a făcut însă apariția. În locul său a venit la secție un frate al acestuia. Ești tu martor în dosarul în care este anchetat fratele tău? O să vină la audieri sau are de gând să-i sfideze pe poliție? Aceasta nu este însă singura problemă cu legea a manelistului. Dani Mocanu este vizat și în alte două dosare, fiind acuzat de proxenetism și spălare de bani.